Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, în special latura Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă nimic să vă, să vă abonați, nu vă costă nimic să urmăriți videoclipurile, să dați like, comentariu, distribuire și așa mai departe. Și da, dacă mă simțiți un pic agitată și un pic euforică, chiar sunt. Pentru că am aici și așa ceva. Dar, până la acel colet, eu, acum când filmez, este miercuri, 2 octombrie și era să-l scap. My scent of the day este o variantă de layering dintre un ulei de la Wood Arabi London. Da, urmează să revină pe site-ul celor de la Dubai uh, Collection. Atât uh, Rogue Perfumes, cât și uleiurile Wood Arabi London. Iar uh, eu astăzi m-am jucat puțin cu... Abyssal Allure sau inspirația lor pentru uh, Killian Black Phantom, ulei pe care l-am aplicat atât pe piele cât și pe lungimea părului <coughs> și da, eterna răgușală cât de a venit toamna. Iar pe haine și pe piele am aplicat Cericola de la Emir, Paris Corner, care da, a revenit și el pe site-ul celor, celor de la Dubai Collection. Bineînțeles, pentru orice achiziție de pe site Roș25, <coughs> vă oferă un discount de 10%, indiferent dacă parfumurile sunt deja reduse sau indiferent dacă comandați mostre și așa mai departe. Um, Cericola, știți că am avut un decant de 10 ml, din care am tot tras și am tot sperat să revină în stoc. Un pahar mare de cola. O să sune ciudat, dar un pahar mare de cola cu ceva um, scorțișoară și cu pulpiță de cireșe, iar că, către dry-down-ul final, paharul acela de cola se transformă în geleu. jeleu. Geleu uh, de cola cu cireșe, cu scorțișoară, cu tot ce vreți. Mega, mega fain! Mega fain! Și uh, asta este aroma ce mă definește astăzi. Bun. Acum, care e treaba cu acest colet? Știți, cu surle și trâmbițe am anunțat pe grupul meu de Facebook Freak Family. Dacă nu sunteți acolo, veți avea link în bara de descrieri. Dar și pe contul meu de Instagram, dacă nu mă urmăriți acolo, veți avea link în bara de descrieri. Că Vai, ce se va bucura Fimiu! Deci, când primesc colete de la Dubai Collection și specific Dubai Collection pentru că ei abundă în acești pufuleți, eu le spun pufuleți, este scârțul copilăriei, dacă doriți. Fimiu e cel mai fericit și eu sunt fericită când mă plim cu aspiratorul prin casă, e nebunie. Dar, depășim momentul, v-am anunțat că... A apărut pe site noul hair confection și mai am unul aici. Da, am emoții, mă simt așa ca în dimineața Crăciunului. Um, suna stereotip, dar așa sunt eu astăzi. Am emoții pentru că în primul colet și spun primul colet deoarece am fost atât de agitată. Um, știți dacă comandați de pe site-ul celor de la Dubai Collection că în momentul în care da, să las parfumurile, că în momentul în care vine marfa, cum spun eu, este un pic cam aglomerat pe site. <laughs> și fiind un pic cam aglomerat pe site, site-ul mai pică, mai leșină, îl mai acurăuți și revine și așa mai departe. Ideea e că eu, în prima fază, am pus în coș aceste două parfumuri noul Hire Confection și ce cutie e marfare? marfă dacă vedem mami clipul mă ceartă și um, Fragrance World Nudo Green Iris sau poșeta verde și l am pus pe acestea două încoși din start vream să comand două sticle de hair Confection și când am văzut că uh, site-ul funcționează mai greu. Mi-am luat panică și am apăsat butonul cu plasează comanda. Apoi am revenit pe site <gânde> când site-ul a fost ușor mai aerisit și am mai plasat o comandă. Nu știu dacă domnul de la curier pentru că am primit SMS dimineață că îmi va fi livrat coletul acum, ceea ce ar fi super tare, deoarece în al doilea colect, în al doilea colet în afară de încă o sticlă de Hair Confection mai am uh, noul uh, Raihan Elixir, dacă zic eu bine. Um, inspirația de L'omal, L'omal Elixir. Și mai am un uh, Charuto Regal Reserve, deoarece și acela a revenit în stoc. Bun. Gata cu vorbăraia. Începem cu această frumușeță. Este o frumușăță. Are deci tremur. Zici că cine știe ce deschid. Dar am așteptat cu sufletul la gură acest parfum. Sincer. Și nu mai știu unde am pus caterul. Da, nu mai contează, uite la aici. Pentru că are o folie mai ambițioasă într-un colț aici și așa și nu vrea să cedeze. Am așteptat acest parfum de parcă cine știe ce urma să se lanseze. Bun, hai să începem cu ambalajul. Aceeași cutie ca la celelalte hair, doar că avem chestia aceasta, cromatica aceasta ce te poate duce cu gândul către coada unei sirene. O să ziceți că am înnebunit. Treaba aceasta cu o leacă de mov, roz, bleu, auriu și da, vedeți ring light-ul. Hai să trecem la sticlă. Interiorul este așe. Ta na Bun. Mai put. Cred că este cel mai agitat unboxing făcut vreodată de mine. Și aceasta este sticla. Dacă sticla de uh, hair pistachio Hair um, Fusion sunt brumate, mate, din ce mi-amintesc eu. Nu mai știu dacă și sticla de hair normal este mată, dar am senzația că și aceea. Ei bine, Hair Confection vine într-o sticlă lucioasă cu degrade, aceeași și aceea sticluță. Hai să vedem, trecem de detalii. Le voi aplica direct pe piele. Veți avea notele pe undeva pe aici inserate și m-a întrebat cineva de ce nu mai citesc notele. Ei bine, nu știu cum sunteți voi, însă eu n-am observat în ultimul timp că um, sunt listate anumite note, iar eu simt altceva. Nu de la cap la coadă. Da? Pe alocuri locuri eu resimt cu totul altceva și mă gândesc că e mult mai ok să vin să vă spun aici, omenește cu sinceritate ceea ce resimt eu. Bun. Hai. Am dat trei să fie bine ca să nu fie rău. Bun. Dacă nu l-ați comandat și sunteți iubitoare de parfumuri gurmande, fugiți. Vorba aceea de pe TikTok, nu mergeți încet. Don't walk, run. Nu mergeți normal, fugiți și comandați-l. Este încă disponibil pe site. Și slavă Domnului, mă bucur că am mai comandat în costiclă. Întâi și întâi de toate, dacă la um, I am Ian o Gelato am sticla de 10 ml, la Eden Sparkling Licii, am sticluța de 10 ml, ei bine, pentru Kayali Candy Rock Sugar nu am sticluța, nu am mai luat, nu am mai aruncat banii pe sticluță, pentru că știam din interior că urmează să apară această inspirație. Da, din start, din start, hai să descriem parfumul, hai să ne adunăm. Are ceva ce mă duce cu gândul către prea uh, label de la Jean Paul Gaultier. Are ceva din label. Și când spun are ceva din label, gândiți-vă la para aceea confiată din label și excludeți pielea întoarsă și um, nota de vetiver care o resimțiți în label. Este genul de parfum zaharat, pudrat, fructat. Se simte pe undeva pe aici și o adiere de iasomie, însă este ceva în fundal și nu este iasomia aceea indolică. Simt izul, um, ați văzut tuburile acelea de frișcă, în care, nu știu, pui frișcă ori în cafea, ori la prăjituri și așa mai departe? Izul acela de frișcă, frișcă la tub, <laughs> da? Simt izul acela, este o pară confiată, um, ceva frișcă din aceea la tub, este fiind de tot pudrat, dar nu este pudra aceea de make-up, izul acela de pudră de make-up. Mă gândesc că este ceva violetă iris pe undeva pe aici. Și pe ansamblu, nu știu de ce, mă duce cu gândul către o combinație dintre două parfumuri. Și anume, label de la Jean Paul Gaultier și din nou subliniez, scoateți vetiverul și uh, nota de piele întoarsă din acel parfum. Um, păstrați restul da, acea parte din label plus um, vanila vanila 28 de la Kayali este ceva în această zonă, nu știu, e ceva ce mă duce cu gândul că cineva a făcut layering cu aceste două parfumuri pur și simplu așa miroase, da? pe doi acum începe să apară un iz de jeleuri dulci Geleuri cu aromă de pară dacă are sens ceva uh, marshmallows, dar și cum să spun eu, marshmallows o cremă de vanilie și o gudincă de vanilie dacă doriți. Da am lasă senzația aceea de apă în gură. Și uh, cum să spun eu? Apare de undeva din spate o cremozitate ce mă duce cu gândul către un santal. E ceva aici care pe mine tinde să mă ducă în zona unui santal cremos. Și e foarte fain. Da, e foarte fain. Dacă sunteți ca mine, fierte pe uh, gurmande, fierte pe... Um, dar cum să spun... Este dulce, foarte dulce, dar totodată este aerat, dacă are sens. Este, îmi venea să spun că este extrem de dulce, dar nu este dulce la acela copleșitor, lipicios, are ceva o tentă aerată în el. Nu știu, asta îmi vine acum în cap vorba aia la rece. Are și o atingere de caramel, are și mai bine spus, începe să se încălzească și încălzirea aceasta um, se datorează unei note de um, tonca, ceva boabe de tonca pe aici. O idee foarte, foarte fină. O fină, o adiere de rom. Dar da, da. categoric, dacă sunteți um, gourmand ladies sau dacă sunteți în zona parfumurilor girly, Um, jucăușe, uh, flirtei cum se spune Dar, cu toate acestea, dar, există un dar Nu este genul de parfum pe care eu să-l încadrez într-o zonă juvenilă Nu e acel parfum de fetiță, cel puțin pentru mine și pentru gusturile mele Da, este gurmand, este uh, vesel, uh, este jucăuș, dacă doriți Dar e foarte, foarte fain are și uh, subtonul acela sexy, dacă doriți. Are ceva aparte, ceva mai mrrr, <gură> dar foarte fain. O mie din zece, pentru că da, eu sunt uh, fiartă pe gurmande, îl mai lăsăm puțin aici. Uh, vedem la final, oricum, adică vedeți, sunt primele pulverizări. Nu au avut timp să se așeze, nu absolut nimic. Bun, și trecem la Nudo Green Iris Hai să vedem mai am, am mai pus eu ochii pe una din poșete Și anume aceea înflorată cu floricele Nu mai știu cum se numește acum Vă inserez imaginea pe undeva pe aici Dar oricum am mai pus ochii pe niște parfumuri noi de pe site Dar discutăm într-un alt clip de pe, despre treaba aceasta am avut senzația că se deschide așa. <laughs> și de-aia mă tot uitam, dar nu. Pentru că, da, unele cutii uh, se deschide normal. Unele cutii eu le-aș deschide altfel, și cele, de exemplu aceasta, care se deschid simple, eu mă gândesc să complic situația. Că de ce nu? Măi. Măi. Pe sistemul. Uh, bade, mi-am luat poșetă nouă, venea să spun aia cu bade pălărie nouă. Aceasta este noua mea poșetă. Și da, este verdele meu preferat. Deci nu pot să cred cât de faine. e. Deci treaba aceasta așa e și apeși pe aici, nu? De logic. <laughs> nu știu. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Și ca să fie treaba, treabă categoric nu este momentul să fac acel clip de tip versus, însă, este că am două poșete. Asta n-a vrut să se prezinte și acum trebuie cu ciucurelul acesta, care oricum îl demontase filmul și l-am reagățat eu aici, dar nu mai contează. Este că am două poșete. Pentru că da, Uh, Nudo Green Iris se dorește a fi o inspirație pentru regretatul Mark Jacobs Decadence. La fel, notele pe undeva pe aici și hai să vedem. Da, fain atomizor. Hai să mai dau unul să fie 3. Da și. Mă dau cu parfumul meu de moaște sfinte, cum îi spun eu. Din acesta am dat decât de două ori, da? Că ținem de el ca la ochii din cap. Da. Nu um, Nudo Green Iris. Este mult mai apropiat față de, um, este mult mai apropiat decât varianta aceea de la volare, cum se numește? Vi-l inserez pe undeva pe aici, îl am pe undeva pe acolo, dar nu m-a dus căpucul să-l aduc și pe acela. Da, clar, Fragrance World și-a făcut treaba mult mai bine decât volare. Uh, Nudo Green Iris cel puțin acum, pentru o primă impresie și fără să se așeze parfumul, mă duce în 85% Marc Jacobs Decadence. Da? Deci pentru o primă impresie fără să se așeze fără absolut nimic. Este cu mult peste varianta volare. Aceea mai degrabă nu știu, ar fi un 20%, pentru că l-am mai purtat zilele trecute, m-am mai jucat puțin cu el. Ar fi un 20-30%. Ar fi mai degrabă un parfum de sine stătător cu o atingere din decadență, dacă doriți. Dar, nu Green Iris, și hai să-mi iau poșeta în mână, este acel fructat ambrat, cum să spun eu, acele prune cărnoase, combinația aceea de uh, trandafir, iasomie și da, uh, vetiverul acela magic, dacă doriți, dacă mă pot exprima așa, și de ce spun vetiver magic? Pentru că vetiverul de aici este fix aceeași combinație din uh, uh, Marc Jacobs Decadence, în sensul că Este un vetiver combinat cu ceva anume care îți lasă senzația aceea de, cum să spun eu, te duce într-o lume ușor mai întunecată, dacă doriți. Este vetiver cu nu știu ce acord, că nu i-am dat de cap încă, este prima impresie. Este un vetiver aici combinat cu ceva care îi dă profunzime, îi dă uh, tenta aceea, uh, cum să spun eu, senzuală fiind de tot carnală. Dacă iubiți Mark Jacobs decadence, dacă încă l aveți și trageți de el cum o fac eu sau dacă l-ați testat și l-ați iubit cândva, știți că are un acel ceva fiind de tot carnal în el. Ei bine, Nundo Green Iris, spre marea mea surprindere, reușește să surprindă treaba aceea. E drept. Dar din nou, um, nu, mai bine mă opresc aici în uh, a le compara, deoarece este prima pulverizare. După o săptămână două, vedem cum stă treaba. Uh, vreau să spun că are acea profunzime, însă uh, acea profunzime și acea intensitate și acea parte întunecată din decadens, însă nu este la uh, intensitatea aceluia dacă mă înțelegeți, sper să mă înțelegeți. Are ceva ce îmi lasă senzația aceea de apos, suculent, dar întunecat totodată, da? Și este aici o... și mi-am pus și un pic de luciu, că de ce nu? Este aici o parte pudrată, în poșeta verde, are o parte pudrată, însă, din nou, nu este ceva ce mă duce cu gândul către o pudră de make-up, ci mai degrabă este ceva pudrat cu un subton de zahăr. Este, dacă doriți, două părți de pudră de make-up amestecate sau combinate cu o parte de zahăr. E ceva zahăr aici. Are și partea aceea lemnoasă și are o adiere de um, migdale dulci. Îl simt fiind de tot migdalat, dar um, migdalele acelea dulci. Da? Iar șofranul de aici, din Nudo Iris, nu știu, gândiți-vă la șofranul acela întunecat, fiind de tot afumat. Categoric da. Da. Este mult, 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 adică nu că mult, nu pot compara, ca să înțelegeți cât de bine e lucrat Nudo Green Iris. Nu îl pot compara în momentul de față pentru o primă impresie cu varianta volare, da, foarte, foarte fain, foarte fain și mi se pare o chestie uh, și mai faină faptul că în sfârșit uh, casele Middle Eastern s-au gândit să aducă pe piață parfumuri inspirate din anumite parfumuri discontinuate, pentru că știți că frumusețea aceasta nu o mai găsim, poate, nu știu, pe ebay, la preț de o mână și un picior, cum spun eu. Dar da, nu do green iris, da. Acum, pe măsură ce se așează din ce în ce mai mult, da, îl pot percepe din ce în ce mai apropiat. Bun. Doamne! Da, hai să spălăm puțin nănăul. Și Să facem recapitularea finală. Minutul 24. Ai că și de data asta reușesc cu un clip scurt. Mă uit între timp și la celălalt telefon. Poate n-a. A sunat curierul, n-a sunat curierul. Da, ca aș fi vrut să um, fac unboxing și cu um, Raihan Elixir. Dar vedem, chiar dacă în clip, închid acest clip, dacă totuși mă încadrez în timp și vine. Când trebuie curierul, s-ar putea să adaug și acea părticică. Vedem. Revenim la Hire Confection. Da. Cred că trebuia să spun de la început că acest videoclip va conține limbaj, cum se spune la televizor. În fine nu mai intru în detalii, că oricum mă pierd mai tare, în sensul limbaj licențios. Pentru că în momentul de față, pur și simplu aș urla vai de viața mea. Da. Este categoric, Hair Confection este paradisul într-o sticlă pentru iubitoarele parfumurilor gurmande. Pentru... Da, și în dry down-ul final, deci de la prima pulverizare până în dry down final, cel puțin acum pentru o primă impresie, oricum voi face un clip, aveam în cap de zilele trecute, să vorbesc despre întreaga colecție Hair, pentru că le-am pe toate, pe toate. De la prima pulverizare până în dry down final, te însoțește partea aceea dulce, fructată, zemoasă, dulcele acela zemos, dulce suculent din label. Clar, clar. Și cum eu sunt o iubitoare, o obsedată de label, de aceea mi-am și comandat din star două sticle. Două sticle pentru că, nu știu, mi se pare, exact cum v-am spus, paradisul într-o sticlă pentru iubitoarele aromelor gurmande și îl percep ca fiind genul acela de parfum, mega versatil, da, când ești iubitoare de arome gurmande, așa ceva ți se pare mega versatil. Dacă sunteți doamne sau domnișoare ce iubesc parfumurile mai fresh, mai citrice și așa mai departe, s-ar putea să nu vă placă sub nicio formă acest parfum. Însă, dacă sunteți ca mine, îl, pute îl puteți purta oriunde și oricând și mai ales dacă iubiți label, dar încă o dată subliniez deoarece, chiar și acum în dry final, este para aceea din label, dar fără partea aceea uh, sexy, adică fără acordul acela, fără combinația aceea de piele întoarsă și vetiver. Da? Este strict partea dulce fructată din label. Da, da, nici... Bun, 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 bun. Acum revenim la uh, Nudo Green Iris. care a devenit mai profund, mai seducător și mai apropiat de frumusețea aceasta. Da? Există totuși ceva aici, o mică diferență, că e normal să fie o mică diferență, dar cu siguranță trebuie lăsat să stea și el o leacă, să-și tragă sufletul, ca a venit și el de pe drum. E drept eu, acum când filmez, este 11 și 20 ziua, bineînțeles, iar coletul l-am ridicat azi de dimineață la ora 7 jumătate, că na, când știi că primești un colet, ești cu aplicația de la Same de așa, tot timpul verifici. Bine, eu. Dar... Dar cu siguranță, îl mai las o leacă și uh, le vom supune la un battle. Însă, în momentul de față, pentru o primă impresie, cel puțin acum în dry down-ul final, mă duce un. Uh, o să deranjez pe multă lume, dar așa, așa percep. Mă duce un 90% în zona lui decadență. Dacă ați iubit acel parfum, dacă nu l mai aveți, dacă nu știu, vă doriți să... A, nu, telefonul era murdar. Am crezut că am ceva pe nas. Dacă vă doriți, dacă iubiți Marc Jacobs Decadence, dacă vă doriți să resimțiți aroma sa, dacă vi-l doriți din nou în viața dumneavoastră, clișeu, da? Nudo Green Iris. Bun. Atât pentru videoclipul de astăzi, 30 de minute, și da, mai uh, extaziată decât de obicei. Uh, vedem cum mă încadrez cu timpul dacă nenicul de la curier vine între timp să filmez și continuarea și le voi uh, aranja eu la editare. Dacă nu, oricum, săptămâna viitoare vreau să filmez un hall cu mai multe parfumuri. Uh, Mansera, DNG, uh, Latafa, da, toate. Și voi introduce acolo Raihan Elixir. Vedem cum se mișcă nenicul de la GLS. Bun. Dacă ați rămas cu mine până acum, vă mulțumesc din suflet. Dacă ați pus și voi mânuța pe aceste superbități și neapărat dacă cineva și-a comandat poșeții, știți din gama aceasta mai este inspirația pentru Oriana care eu deja am bedure extre de la Arabiat Prestij s-ar putea din aceea să iau un decant să văd ce și cum, însă din această colecție de la Fragrance World, dacă cineva și-a comandat poșețica aceea înflorată aceasta, adică Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii pentru că o am în coș și urmează să vină la mine. Am văzut eu un videoclip al lui Nip Aromatics și m-a cam pus pe jar. Și la fel, dacă ați pus deja năsucul sau mânuța pe Hair Confection, lăsați-mi și mie impresiile dumneavoastră în secțiunea comentarii. Dacă nu le-ați comandat încă și doriți să le comandați, roș 25 pentru 10% discount, Vă ajută și pe dumneavoastră, mă ajută și pe mine. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare, mare drag și până data viitoare vă doresc din suflet zile minunate și mega, mega parfumate. V-am pupat!